La toamnă, în Moldova s-ar putea atesta un deficit de zahăr de 19-20.000 de tone, acest lucru fiind cauzat de faptul că mai multe hectare de sfeclă de zahăr au avut de suferit de pe urma înghețurilor. Problemele au fost discutate în cadrul ședinței recente a Consiliului pe filiera de produs, sfeclă de zahăr, zahăr și produse procesate, transmite Infotag. Potrivit lui Alexandru Slusari, președintele Unii Agroprotect, deficitul va influența prețurile la zahăr, ceea ce va avea și un impact negativ asupra marilor producători autohtoni, cum ar fi Bucuria și Franzeluța. În acest weekend, începând de vineri, în capitală va fi închis tronsonul de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, cuprins între străzile Tighina și Vasile Alexandrii. Potrivit șefului Direcției Transport Igor Gamrețchi, la sfârșit de săptămână traficul este redus și este mai ușor de efectuat lucrările de reparație. Și noaptea închidem unele intersecții după ce transportul public își încetează activitatea și până la ora 5 dimineața, când reîncepe traficul. Ziua ne străduim să lucrăm practic doar pe trotuare, a mai spus Gamrețchi după ședința operativă a primăriei. Acesta a mai precizat că, așa cum a solicitat săptămâna trecută viceprimarul Nistor Grozavu, zilele acestea pe Bulevardul Ștefan cel Mare și nu doar, vor fi instalate semne de informare care vor indica de către cine sunt executate lucrările, cine le finanțează și cine este beneficiarul. Duminică în capitală s-a desfășurat Festivalul Familiei la inițiativa PSRM, a organizației de tineret a PSRM Garda Tânără și a altor organizații neguvernamentale. Evenimentul a fost ca un răspuns marșului organizat de comunitatea LGBT. Festivalul Familiei a avut ca scop promovarea valorilor familiale tradiționale, consolidarea Institutului Familie, precum și educarea moral-spirituală a generației tinere. Potrivit liderului PSRM Igor Dodon, dacă locuitorii Republicii Moldova vor ceda și vor permite să le fie impuse valorile occidentale, statul nostru nu va mai avea viitor. Locuitorii municipiului Bălți au sărbătorit pe 22 mai hramul orașului cu prilejul aniversării a 595 de ani de la înființarea capitalei de nord a țării. Sărbătoarea a fost una cu adevărat impresionantă, locuitorii municipiului bucurându-se de o paradă festivă de expoziții și concerte, iar seara a culminat cu un foc de artificii extraordinar. Printre oaspeții de onoare s-au numărat ambasadorul Rusiei la Chișinău Farid Muhamedșin, reprezentantul guvernatorului orașului Sankt Petersburg, ambasadorii Franței Azerbaidjanului, consulii României, Ucrainei, Estoniei, reprezentanții ai misiunilor diplomatice din Belarus, Ungaria, Polonia, dar și ai delegației UE în Moldova. Primarul de Bălți, Renato Usatăi, a venit cu o serie de surprize pentru locuitorii urbei și a adunat autospeciale de ultimă generație pentru întreprinderea locativ-comunală, dar a contribuit și cu 200.000 de lei pentru dezvoltarea sportului ecvestru în municipiu. Deputatul democrat Sergiu Sârbu, invitat la o emisiune TV, a declarat că până la sfârșitul acestui an vor fi condamnări în cazul furtului miliardului. La rândul său, deputatul din grupul social-democrat Igor Vremea a menționat că oamenii cred că doar Filat a fost arestat pentru fraudarea sistemului bancar, dar în realitate sunt mai mulți reținuți, printre care factori de decizie din administrațiile băncilor sau diversi antreprenori. Liberala Alina Zotă a declarat și ea la aceeași emisiune că problemele cu care se confruntă țara noastră ar fi fost create de guvernările precedente, iar acum există o stabilitate. Menționăm că împotriva actualei guvernări, începând cu toamna anului trecut, au loc diverse manifestații de amploare. Președintele fracțiunii parlamentare Apele de Metudor Deliu a declarat într-un interviu pentru Tribuna că ar fi o greșeală fatală pentru PLDM dacă ar fuziona cu alt partid. Sunt zvonuri și ar fi o greșeală fatală pentru PLDM dacă acum ar fuziona cu cineva. Vă spun de ce. Pierderea entității juridice a partidului va crea foarte mari probleme pentru PLDM. Pierzând statutul de persoană juridică, nu va mai fi posibil ca PLDM să obțină finanțare de la bugetul de stat. Nu este exclus și eu cred că despre aceasta va trebui să discutăm ca la viitoarele alegeri parlamentare să mergem în componența unei coaliții de partide, ne pierzând statutul de persoană juridică a partidului, a precizat Deliu. Mai multe localități vor rămâne fără apă până la ora 17 astăzi din cauza unor lucrări planificate, anunță ESA Apa Canal Chișinău. Astfel, apa va fi sistată în vadul lui Vodă, zona de agrement în satul Bălăbănești, raionul Criuleni, dar și la Asociația Pomicula Dniestr. Și în Ghidighici nu va fi apă pe mai multe străzi, printre care Ștefan cel Mare, Veronica Micle, Bogdan Petrucei cu HD-ul, Decebal și altele.
Regizorul român Cristian Mungiu a câștigat premiul pentru regie pentru lungmetrajul Bacalaureat la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Unii critici de film au numit pelicula drept un studiu de observație de 5 stele despre compromisul birocratic din România realizat cu minuțiozitate și subtilitate. Publicația The Guardian a scris că Bacalaureat este un film extrem de inteligent, un portret sumbru al stării de depresie ce se permanentizează în România, acolo unde generația celor născuți în anii 90 speră să o poată lua de la capăt.